Matt, mașina de poliție. Ce zi călduroasă pentru a patrula orașul mașinilor. Matt și Frank arată epuizați. O înghețată pare o idee foarte bună. Hei, Gary! Oh. Lui Matt și Frank le e foarte cald. Și ar vrea câte o înghețată. Putem să vedem ce ai? Oh, nu! Cutia cu înghețată lipsește! Nu te îngrijora, Gary! Matt și Frank au preluat cazul. Oh, Gary crede că ar putea avea un indiciu. A văzut mașinuțele mergând spre locul de joacă chiar înainte ca ea să adoarmă. Mulțumim pentru pont, Gary! Matt și Frank îți vor aduce înghețata înapoi cât ai clipi. Hei, mașinuțelor! Cutia cu înghețata lui Gary a fost furată în timp ce dormea. Și spunea că v-a văzut pe voi, chiar înainte să adoarmă. Mașinuțele au promis că nu sunt ele. Ce părere ai, Matt? Frank, îi crezi? Atunci vânătoarea hoțului continuă? Hei, Amber! Amber merge să-l ajute pe Tyler. E puțin bolnav, după ce a mâncat cam multă înghețată. Ai dreptate! El trebuie să fie hoțul de înghețată. Mai bine o urmăriți pe Amber! Uite-l! Cred că ți-ai mâncat partea de înghețată, Tyler. Amber va avea grijă de tine, în timp ce Matt și Frank vor duce înapoi cutia pe care i-ai luat-o lui Gary. Gary, Matt și Frank au găsit cutia. Oh.
Carrie este foarte recunoscătoare, băieți. Acum toată lumea se poate răcori cu o înghețată. Și iată că vine primul client, Carrie. Copii, Carrie își cere scuze că v-a acuzat că ați furat cutia cu înghețată. Și ar vrea să vă dea tuturor câte o înghețată. Și, bineînțeles, și voi doi primiți câte o înghețată pentru toată munca voastră. Să aveți o după-amiază minunată și răcoroasă! Și mulțumim, patrulă! Matt, mașina de poliție. Asta e chiar distractiv. Un campionat de fotbal în orașul mașinilor. Echipa roșie se apropie de poartă. Se pare că mingea va intra. Oh, nu! Tyler a mutat bara! Ce vei face în legătură cu asta, Tom? Bună idee! Chemăm patrul auto! Salut, patrulă! Sunt ceva probleme la turneul de fotbal. Tyler strică jocul. Poți să vii să ajuți, Matt? Tyler încurcă jocul, Matt. Poate că ție-ți pare distractiv, Tyler, dar nimănui altcuiva nu-i place. Ok, Tyler, ai ultima șansă. Oh, înțeleg. Nu mai ești dorit în echipa ta. Va trebui să mergi în echipa albastră. Dar nici ei nu te vor. Matt are o idee bună. Tyler ar trebui să bată o lovitură de pedeapsă. Dacă marchează, poate juca din nou. Dacă nu, iese din joc. Va fi greu să treacă mingea de Lily. Incredibil! A reușit! Toată lumea te vrea în echipă acum, Tyler. La care echipă vrei să joci?
Timpul s-a scurs, meciul s-a terminat. Echipa roșie a câștigat. Hei, Tyler! Matt și Tom au decis să te numească omul meciului. L-ai învățat pe Tyler o lecție importantă astăzi, Matt. Trișând, nu e deloc atât de distractiv ca și jocul corect câștigat. Matt, mașina de poliție. Bună, Lily! Bună, mașinuțelor! Vă distrați făcând balonașe? Uite-l pe Tom, merge la muncă! Ai dreptate, Lily. Micuța Amber lipsește. Micule Jeremy, unde a mers micuța Amber? Oh, nu! A înghițit bule și acum nu poți vorbi. Micuța Amber s-a evaporat. Nu te îngrijora, Lily. O să o găsim noi. Să chemăm patrula în ajutor. Hei, băieți! Lily are nevoie de ajutor! Stătea cu micul Jeremy și cu micuța Amber, dar micuța Amber a dispărut de la locul de joacă. Puteți ajuta? Minunat! Să mergem! Grăbiți-vă! Patrula e aici, Lily. Spune-le ce s-a întâmplat. Micul Jeremy a înghițit balonașe și nu poate vorbi. Ai găsit ceva, Matt? Interesant! Pe jos este ud de la balonașe. Micul Jeremy încearcă să vorbească, Matt. Uite, sunt balonașe pe cer. Hector merge să vadă ce găsește acolo. E micuța Amber. Bună idee, Frank. Extinde-ți cara să oprești pe micuța Amber să plutească.
Micul Jeremy se simte ușurat să te vadă micuța Amber. Mulțumim, patrulă! Ați salvat situația! Bună idee, băieți! Cu mingea te poți juca mai în siguranță decât cu bulele. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Bună dimineața, micule Ben! Și Crăciun fericit! Ho, ho, ho! Ai dreptate, micule Ben. E dimineața de Crăciun. E timpul să-ți desfaci cadourile. Ce s-a întâmplat, micule Ben? Of, Doamne! Nu e niciun cadou în șoseta ta. Trebuie să fie o greșeală. Poate te-ai trezit prea devreme și Moș Crăciun încă nu a ajuns. Bună idee, micule Ben. Să mergem la micul Tom, să vedem dacă el are cadouri. Bună, micule Tom. Crăciun ferii... Of, Doamne! Exact asta am venit să te întrebăm. Nici micul Ben nu a primit cadou în dimineața asta. Sper că Moș Crăciun e bine. Cred că e o idee bună, micule Ben. Să sunăm patrul auto și să întrebăm dacă ne pot ajuta să aflăm ce s-a întâmplat cu Moș Crăciun. Spre telefonul patrulei! Matt, Frank, Hector, avem o enigmă de Crăciun. Moș Crăciun nu a adus niciun cadou în orașul mașinii. Ce am putea face? Cred că ai dreptate, Matt. Trebuie să organizăm o căutare. De ce nu începi să cauți pe străzile din orașul mașinilor? Poate cineva a văzut ceva. Aha. Hector, tu poți căuta de sus. Frank, tu ai putea căuta lângă râu. Haideți să-l salvăm pe Moș Crăciun. Ce spui, Hector? Ai auzit ceva? Hector, ai auzit asta? Este cine cred eu că este? Așa este! E Moș Crăciun! E blocat în șemineu! Frank, ce bine că nu ai plecat prea departe! L-am găsit pe Moș Crăciun! Crezi că-l poți chema pe Matt prin stație să se întoarcă să ne ajute să-l scoatem pe Moș Crăciun din șemineu? Salutare din nou, micule Ben și micule Tom. Matt, ai primit mesajul prin stație de la Frank? Așa este. Moș Crăciun chiar s-a blocat în șemineu. Să ne întoarcem la secție. Și repede! Hector, Frank, ce faceți? Asta e excelent. Frank spune că Moș Crăciun e jumătate ieșit din șemineu. Dar unde mergi, Frank? Hip, hip, ura! Ați reușit, patrulă! L-ați salvat pe moșul!
Ești bine, moșule? Chiar că ai un cap pe umeri, micule Tom. Dar ai dreptate. Ce se aude cu cadourile? Uite, Frank a reușit să recupereze cadourile din șemineu. Ai adus atât de multe daruri pentru toată lumea, încât ai rămas blocat acolo. Poate ar trebui să construim un șemineu mai mare pentru anul viitor. Iar acum momentul pe care l-a așteptat toată lumea. E timpul pentru cadouri! Oh, așa este. Nu și pentru tine, moșule. Tu mai ai multe cadouri de dus. Hai să-i spunem cu toții mulțumim și Crăciun fericit moșului înainte să plece. Mulțumim, moșule! Crăciun fericit tuturor! Matt, mașina de poliție. Salut, Suzy! Unde mergi? Să o vezi pe prietena ta, Amber? Cred că va fi distractiv. Hei, uite! Micul Tom și micul Jeremy merg în aceeași direcție. Atenție! Suzy, ești bine? Ai căzut într-o groapă. Mai bine chemăm repede pe cineva să te ajute. Ce spui, micule Tom? Vrei să chemi patrul auto? Bună idee! Să ne grăbim! Repede, mașinuțelor! Nu o putem lăsa pe Suzy acolo singură? Băieți, avem o urgență. Suzy a căzut într-o groapă gigantică în șosea. Puteți veni chiar acum să o ajutați? Puteți? Minunat! Să mergem! Mai încet, Mac. Urmează chiar acum. Fii atent. Stai liniștită, Suzy. Patrula auto a venit să te salveze. Ce veți face prima dată, băieți? Hector o va trage pe Suzy afară din groapă? Bine, băieți. Pare o idee bună. Să începem! Ești gata să o ridici? Ok, Hector. S-o facem. Arată bine. Ce s-a întâmplat? Nu o poți ridica pe Suzy mai sus? Nu? Ok, Hector, pune-o pe Suzy înapoi jos și ne gândim la o altă soluție să o salvăm. Să verificăm care e problema, Matt? Oh.
Of, Doamne, e prea întuneric să vedem ceva. Ai vreo idee, Hector? Care este? Îți vei folosi reflectorul ca să luminezi groapa? Bună idee! Oh, văd! Roțile lui Suzy sunt blocate! Ce vom face? Aveți vreo idee? Crezi că Frank ar trebui să folosească furtunul cu apă ca să spele tot noroiul acela? Ok, Matt, să încercăm! Gata, Hector! Bună treabă, băieți! Minunată treabă în echipă! Să ne asigurăm că nu mai cade nicio mașină? Perfect! Ești gata să mergi să o vezi pe Amber acum, Suzy? Bună treabă, patrulă! Ne vedem data viitoare!